Tutun pentru arghilea, pistoale, camere web, dar și produse cosmetice. Moldovenii încearcă să aducă, dar și să scoată ilegal din țară tot felul de bunuri. Numai la vama de la Leușeni, oamenii legii au oprit 5 tentative de contrabandă. În primul caz, peste 200 de kilograme de tutun pentru un arghilea au fost depistate într-un microbus de pe ruta Chișinău, satul mare, care voia să iasă din țară. Tutunul era ascuns printre gențile pasagerilor, în portbagajul vehiculului. Cea de-a doua reținere s-a înregistrat la intrarea în țară. Vameșii au depistat în bagajul unui bărbat care se întorcea din Germania un pistol cu gaz, dar și 60 de cartușe nedeclarate. Iar într-un microbus care transporta colete tot din Germania au fost depistate produse cosmetice având marcajul unui brand de lux, fără acte de proveniență. În alte două cazuri, Vame și au reținut 93 de camere web, dar și 22 de tablete electronice pentru care șoferii nu au putut prezenta niciun act. În toate cazurile, marfa de contrabandă a fost reținută, iar persoanele care au încercat să treacă ilegal bunurile peste frontieră riscă amenzi contravenționale.